să distrugă. Nu, nimeni nu e atât de încuiat la creier să-și lase bani, borsetii. Păi am găsit-o așa cum vedeți. Vecinii m-au anunțat azi dimineață, pentru că nu e singura mașină din parcare spartă. Mai avem încă 7 mașini. Toate mașinile care le vedeți aici au cel puțin un geam spart. Eu azi dimineața m-am aflat că nu suntem primii păgubiți și serile trecute și acum am înțeles că pe Republicii sunt foarte multe mașini sparte. Așteptăm să ajungă poliția. Poliția încă n-a venit. Nu, n-a venit. De azi dimineața m-am aflat. Păi un vecin al meu a anunțat-o destul de dimineață, nu știu să zic, vreo oră jumate, două, poate cel puțin. Dar v-a dispărut ceva din mașină? Nu, pur și simplu nici măcar nu știu ce să ia. Au niște ochelari, două perechi de ochelari, oarecum scumpi, dar nu i-au luat. Au vandalizat-o pur și simplu, probabil că au căutat bani, telefoane sau GPS-uri sau altceva, nu știu. Deci deocamdată nu, că n-am avut lucruri de valoare, în afară de acte și ochelarii de soare care îi țineam. Dar asta este luminată? Sigur. Uitați, aici avem bec, noi stăm aici, dar n-am auzit, nu știu cum. Și la mine și geamul de la portiera dreapta față și spatele îi spart. E trist, nu știu ce se întâmplă. Trebuie făcut ceva. Asta vreau să vă întreb, ce ar trebui făcut? Mai multă poliție pe stradă? Nu știu ce să facem, domnule, că noi nu putem sta paznici la tot ce se întâmplă. E trist. Ce să vă zic, domnule? Să ne rugăm pentru oameni, să-i schimbe Dumnezeu, să fim mai buni. E trist. Nu știu, vă dați seama, probabil că o să ne orientăm spre ceva second, că scumpe să le iei de noi, dar oricum, probabil la câteva sute de lei bune o să fie paguba. În noaptea de luni spre marți, încă o parcare din municipiul Roman a devenit ținta spărgătorilor de mașini. Numai puțin de 7 autoturisme au fost vandalizate de autori rămași încă necunoscuți. La ora filmării, poliția nu ajunsese la fața locului, deși, spun păgubiții, reclamația fusese făcută cu cel puțin o oră și jumătate înainte. Vom reveni cu amănunte și cu o declarație a reprezentantului Poliției Roman.